A furat un moped, dar a fost prins în aceeași zi. Un adolescent de 19 ani se află la moment după gratii după ce ar fi comis un furt. Totul a avut loc acum câteva zile în orașul Comrat. Un bărbat de 35 de ani a sunat la poliție și a declarat că i-a dispărut mopedul din curte. Potrivit ofițerului de presă de la Inspectoratul de Poliție Comrat, Oxana Gațenco, la locul infracțiunii s-a deplasat un echipaj de polițiști, care după ce au interogat proprietarul vehiculului, imediat au început căutările. În aceeași zi, forțele de ordine au reușit să găsească atât mopedul cât și pe cel care l-ar fi furat. El s-a dovedit a fi un tânăr de 19 ani, locuitor al orașului Comrat. Vehiculul depistat a fost returnat proprietarului, iar adolescentul a fost reținut pentru 72 de ore în izolatorul de detenție provizorie. În prezent, el este cercetat penal pentru furt. Dacă vina lui va fi demonstrată, acesta riscă detenție pe un termen de până la 4 ani sau amendă penală.